domnilor, lansăm acum o capodoperă a secolului 20, Omul fără însușiri, de Robert Musil, în traducerea lui Mircea Ivănescu, ediție care a fost revizuită de Monica Aldea. Aș vrea să vă spun, înainte de a da cuvântul invitaților mei, câteva cuvinte despre această ediție care apare într-un volum de 1020 de pagini. Robert Musil l-a cunoscut pe marele editor Ernst Rowohlt în 1920, iar din 1923 a devenit editorul lui perpetu. Toată opera lui Robert Musil a apărut și apare în continuare la marea editură germană Rowohlt. În 1930 el publică primul volum din Omul fără însușiri. Volumul respectiv conține două părți, o anume introducere, și se întâmplă cam același lucru. Cele două părți ale primului volum, în 1932, publică partea întâi a celui de-al doilea volum, care se numește În împărăția milenară sau Criminalii. Până la moartea lui, care s-a petrecut pe 15 aprilie 1942, tempestiv, la Geneva, un atac cerebral, Robert Musil a continuat să scrie dincolo de jurnal, dincolo de alte povestiri, la Omul fără însușiri. Mii de pagini, capitole întregi, capitole finite, bruioane, capitole neterminate. Nu a mai apucat să își refacă întreaga operă după cum ar fi dorit. Și așa cum s-a întâmplat cu Fernando Pessoa, care a lăsat un cufăr imens după moartea lui, publicase în timpul vieții numai 3 plachete de versuri, s-a ivit și la Robert Musil un mare îngrijitor de ediție, un mare cărturar, care toată viața lui, până în 2003, s-a ocupat de opera lui Musil și în special de Omul fără însușiri. Adolf Friese este numele lui. În 1952, el publică prima mare ediție din Omul fără însușiri, care conține exact textul antum care există în acest volum și o parte din textele rămase după moartea lui Musil, puse într-o ordine pe care el a numit-o un fel de logică a sensului. S-au creat multe controverse, iar în lume, volumul care se traduce și volumul consacrat este cel care conține, de fapt, părțile din timpul vieții, ediția antumă a lui Robert Musil, Omul fără însușiri, ediție pe care editorul lui și îngrijitorul de ediție, Adolf Friese, de fiecare dată, la câțiva ani, ea a corectat, a adus completări și în 1960 este iar o ediție importantă, iar în 1978 publică opera lui Robert Musil în 9 volume, dintre care primele 5 se ocupă de Omul fără însușiri. Editura Rowohlt a continuat să publice noi ediții și după moartea în 2003 a lui Adolf Friese, cu alt îngrijitor de ediție, evident, aducând de fiecare dată corecturi după manuscrise, mici adăugiri ale acestui volum. Acest volum este ediția a treia care a apărut în limba română. Prima ediție a apărut în 1995, în traducerea lui Mircea Ivănescu, la fosta editură de stat Univers, și a conținut 5 volume. În 2000,
2008 a apărut o primă ediție care a fost revizuită de Monica Aldea, iar acum la noi apare într-un singur volum, conform volumului 1 din opere de la editura Rowohlt, o ediție actuală, revizuită din nou și cu multă migală de Monica Aldea. Permiteți-mi ca pentru început să-i dau cuvântul Ioanei Pârvulescu.